Nu Gârzlota, știu că nu avem prea mult timp, timpul e comprimat aici la Bookfest. Permiteți-mi să-i dau cuvântul doamnei profesoare Luminița Bălan. Da, este al doilea volum de novele de Moyen la care am lucrat în ultimii ani. Și, într-adevăr, după ce am avut și experiența cu două dintre romanele sale, m-am îndrăgostit de novele și mi s-a părut că novelele sunt absolut niște bijuterii. Moyen este un scriitor foarte prolific, dar novelele pot să redea foarte bine maestria lui, mult mai bine. Și stăpânirea nu doar a tehnicii scrierii, ci stăpânirea și cunoașterea culturii chineze, a tradiției chineze literare și nu doar literare. Am început să fac selecția pentru acest al doilea volum de novele, cred acum vreo 2 ani și ceva, după ce am văzut că au avut succes novelele din volumul Femeia cu buchetul de flori, care a apărut în 2016. Și am început să citesc mai departe novelele, să le pun pe o listă, pe cele care, într-adevăr, mă fascinau, îmi plăceau foarte mult. La urmă să mă întreb ce am să selectez din această listă, pentru că Moyen a scris și cred că în curând se fac 40 de ani de când scrie și a fost recunoscut ca un mare scriitor, a scris peste 80 și ceva de novele. Am selectat aceste novele, am început să le traduc, și într-o ordine absolut așa cum au venit mie la traducere și cum le-am citit. Dacă veți citi până la sfârșit novelele și veți parcurge cartea, veți avea senzația că este un fir acolo pe care trebuie să-l urmărești ca să înțelegi mai bine foarte multe aspecte. Nu mă suspectați de acest lucru. Nu le-am pus într-o ordine, ci pur și simplu așa s-au așezat ele, dar s-au așezat abia la sfârșit, când am terminat și când, exact cum spune colegul meu, îmi venea să stric și eu prin casă, de data asta nu nevastă am învins, ci bărbate, am învins această carte, această experiență, am scăpat de povara trudei de traducere, de traducere așa brută, după care începe povara șlefuitului, când încep ca la o bijuterie să tot șlefuiești, să stilizezi. Deci, la sfârșit, am avut sentimentul acesta al rotunjimii cărții, deși ele sunt selectate din volume diferite. De ce spun rotunjime? Volumul începe cu o novelă intitulată Prima dragoste și este, într-adevăr, povestea unui copil care, copil mic de școală primară, în sufletul căruia încolțește dragostea, încolțesc primele sentimente pentru o colegă de clasă și o să vedeți, povestea este și veselă și amuzantă, dar și tristă. Și este prima experiență când copilul acesta pe care îl vedeți așa pitit după ușă, deschide ușa și încearcă să descopere lumea cu curiozitate, cu stângăcie, cu un curaj reținut. Ultima poveste din acest volum se cheamă Grădina Shen și este vorba de asta dată despre dragostea stinsă, dragostea care încearcă să reînvie așa ca o flacără care pâlpâie foarte ușor, dar dragostea care îi aduce pe cei doi protagoniști care au ratat această iubire în momentul acela în care descoperă că nu se mai poate și dragostea are, exact cum spune la un moment dat personajul masculin, sărutul iubitei avea gust de mâln și de pământ. Și este parcurgerea. Practic, avem aici, parcă l-avem pe Moyen, pornit din copilărie și a ajuns la bătrânețe cu înțelepciunea experiențelor pe care le-a parcurs de-a lungul vieții. Poveștile sunt extrem de frumoase, unele surprinzătoare, șocante, altele, sigur, ne duc cu gândul la tradiția literară chineză, la literatura fantastică. Sunt câteva pe care le-am selectat aici și care mi-amintesc de Pusumling, de
literatura aceea tradițională, fantastică, sunt altele care ne aduc aminte de Lusiun, de exemplu, Leacul Miraculos, cu personajul mânat de pietatea filială, care este în stare de orice să-și salveze mama oarbă, și o să vedeți, nu vă dezvălui cum găsește să o salveze. Sunt amuzante, sunt ironice la adresa sistemului socialist, la adresa personajelor, politrucilor. Veți găsi aici de toate, pentru că aceste novele sunt selectate din perioade diferite ale creației, deci pe parcursul aproape 40 de ani de creație, avem și din cele de la început, de la începutul anilor 80, și sunt și cele din anii 2000 și ceva, deci după 2000. De asemenea, deci sub aspect tematic sunt variate și veți găsi temele predilecte, temele favorite ale lui Moyen. De asemenea, sub aspectul structurilor, al dimensiunilor pe care le au aceste povestiri, veți găsi unele care sunt niște, este un colaj, se cheamă 9 fragmente de roman, sunt practic selectate de către autor și reunite într-o singură, hai să zicem, povestire mai mare, fragmente pe care le întâlnim în romanele lui, dacă ați citit, când la un moment dat, sigur, se întâmplă, este acțiune și odată unul din personaje, aș zice, o ia un pic razna și începe să povestească temirce, vreo poveste, vreo legendă, vreun basm, care pare să n-aibă nicio legătură cu ce se întâmplă acolo, dar de fapt deschide poarta spre o altă lume, spre China tradițională, spre China străveche, spre China profundă. Deci, practic, fiecare dintre aceste novele, aș spune că este o poartă către sufletul lui Moyen, către mintea lui, care este extrem de sofisticată și de complexă, dar este totodată, fiecare poveste, o poartă către China, către chinezul autentic, către China veche, dar și China de astăzi. Eu vreau în mod deosebit să-i mulțumesc doamnei Comănescu pentru tot ceea ce a făcut pentru această serie de autori și tot ceea ce a făcut la modul general pentru traducerea scritorilor chinezi. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Ștefania Nalbăț, care a muncit, a trudit și deja este un specialist în literatură chineză, a ajuns să-i cunoască Nalban, iertați-mă, Nalban, atât de bine pe scritorii chinezi, și sigur doamnei Angela Rotaru, care s-a ocupat de coperte, care de toate coperțile de altfel, și care de asta dată m-a emoționat până mi-au dat lacrimile și am spus, într-adevăr, este această copertă, este o bijuterie și este atât de relevantă pentru ceea ce avem aici. Vă mulțumesc foarte mult!